Și vreau să vă întreb, până să-l lăsăm pe domnul Marco Merlini să ne fac acele precizări, vreau să vă întreb, bun, așa e cum ziceți dumneavoastră, suntem o civilizație veche, străveche, urmașii noștri sau românii nu-și încep istoria la 101-106, ci mult, mult mai devreme. Știți, cu fiecare om, când scade întreținerea pe treaba asta? Fiecare om când merge undeva, când circulă, când vorbește despre cine este el, sunt român și mă mândresc că sunt român, fiecare îl întreabă, dar cu ce te mândrești că ești român? Ce-i cu tine? Când ai apărut? Ești un popor, să spunem... Știu, dar și americanii au apărut de vreo 300 de ani și măi să fie, și, sunt și, foarte mândri de treaba și, asta. Și sapă de zor și încearcă să descopere în trecut tot felul de legături. Și arheologilor nu se opresc niciodată. Vezi că descoperă un mic dinte și fac din el o întreagă poveste. Sunt oameni care însă în același timp studiază istoria ta. Adică ne-ar crește statutul în lume ca nație să se știe? Cum sunt grecii, de exemplu, care sunt considerați cu o istorie antică și așa mai departe? Să vă spun, Europa, cum a fost ea creată în două cuvinte, pe lângă acest popor care a fost, să spunem, poporul pelagic, în anii 1800-1400 înainte de Hristos, sosesc în patru valuri, așa numiții greci, Ahei, Ionieni, Dorieni, Eolieni, sosesc și se stabilesc în partea sudică a peninsulei balcanice, împingând populația locală spre nord. În același timp ocupă și insulele Mării Tracice și în anul 500 înainte de Hristos îi schimbă și numele din Marea Tracică în Marea Egee. Sunt lucruri care fac parte din istoria... Nu, e adevărat, dar dumneavoastră care stați în America, da? Credeți că prin asta ar crește statutul României, țării este brusc, așa lumea ar zice, dumne, România asta e o... Uite ce țară, ce... Am rescrie istoria, am avea forța asta să rescrie. Credeți că totul stă în bani și în mâncare? Nu credeți că de multe ori stă și în respectul care l-ai pentru tine, pentru părinții tăi? Știu, dar venind încoace către emisiune, cineva m-a întrebat ce subiect avem în seara asta, niște vecini. Dumne, uite, discutăm treaba asta și dumne, dar le-ați rezolvat pe toate de discutați treaba asta? Ați rezolvat curentul, ați rezolvat toate astea. Deci sunt mulți care își pun și această întrebare. Eu cred că este o întrepătrundere a tuturor acestor probleme. Fiecare este curios să-și cunoască părinții, bunicii. Da. Iar dumneavoastră, dacă îmi spuneți că nu vă pasă cine e mama și tatăl dumneavoastră, cred că nu ați avea curaj să mergeți pe stradă. Nici iar acasă n-aș avea curaj. Iar bunicii să vi respingeți, n-ar fi iar corect. Domnul Marco Merlini, are însemnătate emisiunea din seara asta? Pentru români? Când am studiat la scuola? Când am studiat la școală? Cu mult timp fa. Cu mult timp în urmă? Am studiat că le prime civilizații sunt nate lungi fiumi. Am învățat că primele civilizații s-au născut de-a lungul...